Salutare tuturor! Bun venit pe canalul nostru de YouTube, în cadrul căruia vă oferim săptămânal o serie de episoade sub forma de tutoriale cripto, ghid util începătorilor cu multe tips, analize tehnice cu tendințe despre piața cripto și introducere în criptoeconomie. Eu sunt Dan, unul din administratorii grupului Cryptopedia. În episodul trecut am vorbit despre tipuri de grafice, tipuri de lumânări, tipuri de analiză, tipuri de trend și cum utilizăm un Fibonacci retracement. Totul a plecat de la o discuție de pe canalul nostru de Telegram, pornită aseară, la un coleg cu dorința de a face un tutorial pentru Fibonacci retracement sau chiar și cu acele cum se trasează liniile de trend. Astăzi am avut o discuție, am auzit din nou în analiză DIA-USDT, fiindcă în 27 noiembrie, la momentul respectiv, pusesem o predicție cu niște pași. Scriam așa, pe pași și pe înțelesul tuturor. Se face bullish cross, MA30 cu MA55, se atacă Golden Pocket, eclipsa aia roșie, ăsta era bullish cross-ul. Face breakout și start faza a doua a parabolei, da? După ce ieși acolo la acel breakout. Atinge primele ținte, deci take profit acolo prima tură, ușor pullback și rebuy. Atinge apogeul parabolei și take profit la 2.382, respectiv 2.618 pe FIBO. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. Deci aceasta era predicția, se vede data, 27 noiembrie, anunțam acel bullish cross, zona Golden Pocket-ului făcută pe această zonă de Fibonacci de la 2.4 la 0.923, deci low-ul acelei zone de acumulare și țintele 2.618, 1.618, da? Deci cele două zone de take profit. Mergem pe grafic, să dăm înapoi la 27 noiembrie, da, deci aici, așa, și să vedem ce s-a întâmplat. Să trasăm acea zonă de range, ca la momentul respectiv, și să arătăm colegului cum am judecat la momentul acela, această zonă de acumulare, acele indicii și cum am trasat acel Fibonacci. Deci am ales o zonă de intrare de la 2.4, deci aici am avut un pivot, deci am văzut aceste lumânări formate pe acea zonă și am considerat că zona aceasta este o zonă de pivot. Și de aici am tras Fibonacci către low-ul acestui, de fapt aici, la mijlocul perioadei de acumulare și mi-a ieșit această... această zonă de Fibonacci în care anunțam cele două zone de take profit 2.61 pe FIBO și 1.61 pe FIBO, da? Cu cele două ținte. Ok, deci în acumulare piața este indecisă. Merge într-un range, multă lume își pierde răbdarea, încearcă să multiplice foarte mult moneda respectivă, prinde 2-3 cicluri, după care la un moment dat pierde tot bagul respectiv. Deci după ce am muncit de aici din septembrie până în, pe final de noiembrie, început de decembrie, ea rupe, că aici a avut deja intenția de a ieși afară din... mișcarea laterală din acest range și în momentul respectiv noi vindem aici ca să intrăm mai jos, când am mers o dată de două ori, de trei ori și am făcut bag mai mult de monede și aici nu mai suntem atenți și pierdem bagul. Da? Deci ce anunțam în momentul respectiv? Anunțam că dacă se rupe această zonă de range, este chiar o zonă de flip, este o zonă de pivot pe care sunt formate mai multe corpuri de lumânări deasupra ei și dedesubt. După cum se vede, zona a fost retestată pe final de noiembrie și
era de înțeles că odată ruptă această zonă, deci o să fie o ieșire, o retestare, după care va merge către ținta aceasta. Bine, nu direct în cicluri, că așa este piața, deci nu merge direct. Ea merge direct când pierde orice zonă de rezistență, deci când intră în Price Discovery o să avem o candelă foarte mare. Și când veni vorba de candelă, deci aici în stânga, noi aveam un indiciu foarte clar, erau două candele lungi pe daily, în care nu aveam nimic în dreapta. Da? Deci, imediat ce s-a format a doua, era foarte clar că la un moment dat, cel puțin și jumătate din ea va fi retestată. Ceea ce s-a și întâmplat. Nu foarte târziu de la acel nivel, după ce a coborât, a ajuns la acest nivel, se vede reacția pieței, cum se credea că este o zonă de suport, a revenit asupra acestei zone de pivot, deci al doilea pivot, o să vedem ce se întâmplă în timp, da? La 2,973 dolari. Și după care, după ce rupe range-ul, țintele sunt, se formează acea parabolă și țintele sunt 1,618 pe FIBO și 2,618 pe FIBO. Ok, hai să vedem, să dăm play, să vedem ce s-a întâmplat la momentul respectiv. Să-i dăm un pic de zmanică, să putem urmări. Deci el a mers în range până în 21-22 ianuarie, când a atins din nou topul acestui range. Da? L-a rupt și, cum ne așteptam, deci în zona respectivă de 1.618 pe Fibonacci, a atins această zonă. Deci acolo era o zonă de take profit, că nu știam. Ne atenționa și aici, în zona respectivă, aceste wick-uri și acest pivot format, era o zonă în care trebuia să spună să iei profitul. Asta depinde de voi, cât anume doriți. De regulă, 50%, când este zona de pivot, iei cam 50%. Da? Să dă un pic spre dreapta Fibonacci. Ok, să vedem ce s-a întâmplat după ce a atins zona respectivă. Ziceam așa, ușor pullback și rebuy. Da? Deci te-ai profit acolo prima tură, ușor pullback și rebuy. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. A atins această zonă. Da? Se și vede că a venit în jos. Nu știam la momentul respectiv, nu știam ce se întâmplă și atunci ce puteam să facem? În mare aveam situația explicată. Asta este teoria, dar să vedem ce facem pe grafic. Mergem pe grafic, să zicem că suntem la nivelul respectiv. Dau un pic înapoi să fim exact la nivelul respectiv. Da? Deci, în teorie am explicat că se ajunge la 1.618 pe FIBO și luăm prima serie. Să vedem ce s-a întâmplat. Deci mergem cu un trendline și încercăm să unim vârfurile la aceste lumânări și găsim niște higher high-uri, adică maximele acelui canal ascendent format. Da? Deci cu cât prinde mai multe lumânări pe aceeași linie, cu atât mai bine, cu atât este mai clar acel canal ascendent. Dăm click pe el și îl tragem de sub, să formăm acest canal. Și în zona respectivă, avem higher low-ul.
care puteam să te ducem că în zona aceasta, deci la prima zonă de pivot, ar putea să se întâmple. Care era și prima zonă roșie pe Fibonacci. Practic a fost ieșirea din acel sideways, din acea zonă de acumulare. Deci undeva aici ne puteam aștepta că va lovi această zonă. Să vedem ce se întâmplă. Noi la momentul ăsta, deja când am identificat un canal ascendent, un top de canal ascendent cu aceste nivele maxime, ne puteam aștepta și din teoria care am pus-o în acea schemă, dar și conform la acest canal ascendent, că aici este zona de a lua profitul, fiindcă a atins nivelul maxim. Luam profitul, aveam Fibonacci deja tras și unde ne puteam aștepta? Deci în zona aceasta, care putea să fie la un moment dat chiar și un nou punct de higher low. Deci dacă această zonă de higher low, nivelul inferior al canalului ascendent, este ruptă, atunci este trebuie să avem stop loss, fiindcă piața se va deprecia. Deci cum pierdem această linie, acest trend line de suport, nu mai avem de ce ține moneda, fiindcă se depreciază. Căutăm o nouă zonă de intrare. Deci, practic, zonele acestea roșii de pe Fibonacci ne atenționează. Da? Ok, hai să vedem ce s-a întâmplat. Deci aici, deja știam că luăm profit, urmăream ce se întâmplă la această zonă de pivot, dacă rezistă sau nu, dacă aveam o retragere aici și o respingere, intram, că aveam șanse ca să rupem acest canal, să mergem mai departe spre o nouă zonă Fibonacci, deci 4.428-4.773 de dolari. Asta era la momentul respectiv varianta foarte bullish. Dar fiind o zonă de pivot, ne puteam aștepta că această zonă să nu reziste și atunci următoarea zonă vizată era în jur de 114,4 pe Fibo sau chiar această zonă care a fost în septembrie destul de încercată. Practic acolo s-a și rupt zona aceea. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Da? S-a și văzut. Deci el a rupt, s-a dus exact unde am intuit, la această zonă. Nu știu dacă eram pe fază la momentul respectiv, că a fost ceva foarte agresiv. Poate dacă era un intraday pe 4 ore, să vedem ce s-a întâmplat la acel moment. Dacă nu mă știu, cred că a fost chiar o corecție pe Bitcoin. Dar noi, de exemplu, dacă vindeam în topul acestui canal, deci știam să punem ordele de buy. Le punem în serii. 5-7% la fiecare nivel pe acest Fibonacci. Deci o serie de 10-15% din cantitatea aici, încă o serie de 10-15% din cantitatea de 100 aici și încă una, că nu știm ce se întâmplă. Deci noi avem cea mai mare zonă de suport aici, la zona aceasta. Da? Dar nu punem exact pe zona asta indicată, fiindcă acolo se așteaptă foarte multă lume. Deci ne arată istoricul, lumânările din stânga, cam pe unde s-a cumpărat zona de cerere, da? Și atunci veneam aici cu etichete de buy în jur de 2,61, în jur de 2,44 sau chiar 4 și în jur de 2,14. Ok, haideți să vedem ce s-a întâmplat. Uite, deci el a atins exact zona respectivă și ne-a confirmat al doilea higher low. Culmea că s-a întâmplat exact pe zona respectivă de pivot. Deci am anticipat destul de corect. Da? Deci în zona aceasta era o zonă de confluență. Dacă aici rupeam mai departe, deci ce am cumpărat aici era trebuia să avem stop loss, fiindcă se rupea structura. Degeaba am cumpărat aici, că deja eram pe minus. Și dacă ea rupea aici la acest higher low, această zonă de confluență, era pierdută toată seria respectivă. Să mergem mai departe, să vedem ce s-a întâmplat.
Deci aceste serii cumpărate la 2,6, 2,4, 2,14, probabil media undeva în jur de 2,30 și ceva, 2,4, ar fi trebuit ca în zona de top a canalului să le dăm. Deci imediat la 1,65. Practic în acest uptrend așa merge piața. De la o extremă la alta, până când una dintre ele va ceda. Da? Bun, să vedem ce s-a întâmplat. Așa și intuiam că la acest nivel, deci acest nivel, deci posibil un nou higher. Și aici un posibil higher low. Deci piața și-a revenit, deja la momentul ăsta noi eram pe zero și uite aici deja eram profit. Și cum am intuit, trebuia să și vindem. Da? Și așteptam. Deci dacă el rupe structura, la retestare, dacă retesta și respingeam, de genul acesta, să fi fost aici. Ieșire, retestare, atunci mergea mai departe către cealaltă zonă. Dar el a retestat aici și a intrat înapoi în canal. Deci nu aveam de ce să mai ținem monedele respective. Prima zonă de stop loss era aceasta. De ce? Fiindcă aici în stânga deja pierdusem, pusese o rupere de canal, dar pentru foarte puțin timp. Da? Deci aici, la momentul respectiv, trebuia să avem stop loss. Fiindcă istoria ne arată. Ok, să vedem mai departe. Și unde intram, la fel, repetam zonele respective. Deci, o zonă un pic mai sus, deoarece canalul este înclinat. Da? Acolo o cumpăram, deci tot un pic deasupra bottomului canalului și iar la fel, să le ținem spre topul canalului și acolo să le dăm. Fiindcă așa a mers el și așa merge într-un canal ascendent, de la extremul la altul. Și la fel știam că prima zonă de stop loss este aceasta. Fiecare higher high nou ne va da o zonă de stop loss. Da? Deci noi la aceste zone ne putem ghida după stop loss, fiindcă a fost un higher high precedent. Pe de o parte și pe de altă parte ne spune Fibonacci. Da? Acele zone cu roșu pe care vi le-am trasat deja. Și intuiam că undeva în zona aceasta, deci neapărat aici, trebuie să avem stop loss. Fiindcă este zonă testată aici, a fost aici retestată și aproape confirmată aici, la acel wick. Deci neapărat aici, stop loss, că este posibil să iasă afară din canal. Și să vedem ce s-a întâmplat. El a atins, într-adevăr, la momentul respectiv higher high-ul și ne-a surprins. Deci probabil ne-a surprins. Dacă noi am dat aici toată cantitatea, că ne-am luat după precedentele situații, atunci ne-a surprins. Și n-a avut decât o ușoară retestare, n-a venit să retesteze această zonă, dar noi știam imediat că după ce iese, noua țintă este, așa cum am zis, din 27 noiembrie 4,791. Și să vedem ce s-a întâmplat. Da? Deci acolo s-a dus. Eu atunci am zis 4,791. S-a dus un pic mai sus. Mai de unde să nimerește exact topul. Dar să începem mai departe. Era de urmărit ce se întâmplă la retestarea acestui trend line înclinat, care la momentul respectiv era un higher high, da? Dacă se reintră în canal, atunci te-ai așteptat aici la zona respectivă. El a testat,
Și aici eram cu ochii foarte atenți să vedem ce se întâmplă. Rezistă acest test, să merg mai departe spre noua țintă 3,144 sau intră în canal, înapoi. Din păcate a intrat în canal, a lovit Higher Low, a avut o respingere sau din nou către Higher High, a avut o reieșire. Și asta a fost ce am intuit mai devreme. Deci, pe trendul respectiv, pe ape, pe canalul acela ascendent, am avut o serie de puncte maxime superioare, o serie de puncte minime inferioare și știam că la nivelul respectiv deja eram atenționat de aici, la aceste nivele. Da? Eram atenționat că cum avansează acest uptrend, există varianta să fie rupt, ceea ce s-a și întâmplat. Da? Deci, astea sunt informațiile ce ni le oferă atât un uptrend cât și Fibonacci. Bun, să mergem mai departe să vedem ce s-a întâmplat cu DIA după ce a rupt acel canal ascendent, după ce a rupt acest trendline de suport, higher low respectiv, a ajuns în zona de 38,2 pe Fibonacci, exact ținta respectivă. Și ce s-a întâmplat mai departe? Deci la momentul respectiv această zonă era zona de suport. Haideți să facem un pic de curățenie pe grafic, să rămână doar zona de consolidare, deci această zonă de acumulare, acest uptrend și să tragem un nou Fibonacci din punctul minim și punctul maxim, că deja avem aici o situație nouă. Deci mergem aici pe arbore și curățăm un pic graficul. Un pic. Așa, să dăm toate textele jos. Bun, să știm și acest Fibonacci și ăsta de aici și ăsta de aici, deci să rămână doar zona de acumulare, să le schimbăm un pic, să nu le confundăm. Da? Deci avem în zona aceasta, zona de acumulare de anul trecut. Și acest uptrend. Bun, să ședim celelalte trendline-uri. Așa, și ce mai avem acum? Avem un punct minim și un punct maxim pe care putem să tragem un Fibonacci nou. Încă nu am terminat, nu suntem la zi, suntem doar în 23 mai, dar la momentul respectiv deja aveam situația destul de clară, deci aveam această zonă de minim și acest top. Am setat acest Fibonacci cu Golden Pocket-ul. Zona aceasta deja devine rezistență de la $2,8.
sălile și aici, în interiorul la canal, ce s-a întâmplat în zona respectivă, și aici, în stânga. Practic este pe aceeași zonă. Asta tot să facem pe grafice, să urmărim în zonele respective istoria. Dacă nu suntem atenți și ne concentrăm asupra oscilațiilor pieței, deci cum a mers lumânările pe zonele respective, găsim anumite indicii. Cum au desenat lumânările în zonele respective. Da? Deci aceasta este o zonă foarte importantă, de la 2,95 de dolari, deci către 3 dolari. Deci ar fi o zonă de pivot, așa cum am zis mai devreme, deci dacă această zonă va fi ruptă, atunci el va reveni și va retesta acest canal. Da? Deci așa ar fi varianta. În cazul în care reușește să rupă această zonă. Ok, deci am tras un Fibonacci de pe punctul minim, pe punctul maxim, am găsit zonele cheie. Aceasta este zona Golden Pocket-ului, care ar fi de interes. Să-i dăm altă culoare. Și mai ușor vizibil. Doar să-l delimităm, ca să vedem ce se întâmplă când ajunge în zona respectivă. Și să dăm un pic mai spre dreapta. Fibonacci, da? Ok, să vedem ce se întâmplă mai departe. Să dăm play. Deci aici, la nivelul respectiv, am uitat să bifez aici 0,886 pe Fibonacci. Este zona de cumpărat de reversal. Cade altfel în topul acelei parabole, 0,144, la fel era o zonă de reversal. Da? Se vede clar cum a făcut aproape un dublu top, așa un pic înclinat. Deci 0,144 pe FIBO sau 14,4 și 88,6 sau 0,886 sunt zone de reversal. Deci aici așteaptă lumea după ce a rupt Golden Pocket-ul, după ce a rupt această zonă de 61,8 pe FIBO după retragere. Deci majoritatea aici intră, în zona aceasta. Da? Deci la Bitcoin, în momentul de față, dacă ar fi să rupă suportul actual la 0,65 pe Fibonacci, ce vi l-am explicat în prima parte a tutorialului, atunci următoarea zonă să fie la 88,6 pe FIBO, probabil în jur de 24.000. Asta trebuie să știm. Avem istoria pe alte monede care ne-ar putea să ne ducă cu gândul ce se întâmplă după ce se sparge această zonă. Da? Ok, să mergem mai departe. Să dăm un pic de viteză. Deci asta este tot. Da? Deci din păcate nu a revenit de la această zonă. El s-a dus mai jos. Dar avem această zonă de low din toamnă. Deci, practic, el ce a făcut? Ai revenit în primul canal, în prima zonă de acumulare din toamna trecută, a testat-o, de asta vă tot spun eu pe Telegram. Deci, el unde iese dintr-o structură, revine. Orică rupe o rezistență, orică rupe un suport, orică rupe o zonă de un pattern, el revine în timp la acea zonă ca să o retesteze. Deci aici, în zona aceasta, de această candelă, o să fie retestată. Și atunci ce facem? Intrăm aici pe DIA, da? Că este bottom. Deci în cazul în care nu sunteți acum pe ea, eu zic să aveți poziție. Mai jos de atât, nu știu dacă se duce, deci probabil aici la 1, la 0,5, dar este, nu știu, deci n-a fost până acum. Până acum n-a fost, decât dacă vine ceva foarte grav pe cripto, să rupă, nu știu, 28.000 bitcoin, deci atunci poate ajunge. Dar de regulă aici, în zona aceasta, o să fie o zonă de reversal și atunci prima țintă, deci din acest nivel, prima țintă o să fie aici, deci această zonă va fi vizată. Deci dacă intrați pe DIA, cumpărați acum la în jur de 1 și 1, fiindcă se repete istoria.
ce s-a întâmplat aici se va repeta. Nu cu aceeași intensitate, fiindcă deja unii au rămas agățați. Unii n-au reușit să vândă la timp și atunci ei vor pune o presiune pe zona de rezistență. Deci probabil aici, la această zonă, o să fie foarte multe ordere de vânzare. Deci probabil în perioada următoare el o să consolideze aici, după care va retesta. Deci cam asta ar fi situația cu un trend, să fii prietenul trendului, să fii în trend, da? Dacă ați analizat foarte bine situația cu acest uptrend și ați văzut acele zone de higher high și higher low, deci puteam multiplica destul de bine. Doar dacă eram atent la respectivele zone de intrare și respectivele zone de take profit. Și în momentul de față este o zonă din nou de reintrat și cu o zonă țintă aici. Hai să dăm un clean și să iau și aceste lumânări, să facem o recapitulare. Deci, inițial, DIA a avut această depreciere. După ce s-a listat, ea a căzut. Acea zonă este o zonă de corecție. După aia, ea a ajuns într-o zonă de acumulare, care a mers câteva luni, 3 luni de zile. După acea zonă de acumulare, când ea a mers ceva de genul acesta, a rupt. Și acum a ajuns din nou, a retestat zona de unde a ieșit, da? Și a ajuns din nou în zona de acumulare. Deci, practic, downtrend, lateral, uptrend. Acestea sunt cicle pieței. Ce se poate întâmpla? Deci aici, la momentul când a avut acel breakout, putea să avem o respingere și atunci toată varianta aceasta se muta cu un nivel mai jos. Deci dacă aici respingea, retesta această zonă de suport și rupea mai jos. Deci practic aveam o structură. Deci aici nu mai aveam această variantă. Așa, deci aveam ceva de genul acesta. Și se muta cu un nivel mai jos, cu continuare de tendințe de piață, până când ajungea să reconsolideze. Și unde ne putem aștepta? Unde ne putem aștepta la o reconsolidare? Păi să facem Fibonacci. Și dacă avem o corecție și un impuls pe această zonă, așa, deci pe această zonă. Facem acele extensii și găsim noua zonă de acumulare. Da? Deci aici. Deci cam asta ar fi situația. În principiu, toate informațiile le găsiți pe grafice. După cât mi-aduc aminte, Bitcoin Cash a avut ceva similar. Dacă țin eu bine aminte, la 270 era un pivot. Așa, deci și el a fost în acumulare. Deci aceasta era zona cheie la Bitcoin Cash. El încercase să iasă afară în vara trecută. Așa.
a revenit spre bottomul canalului și atunci de cine a fost pe fază de lua la 206 a avut un câștig foarte bun, deci practic și-a recuperat acea ascensiune fulminantă a Bitcoinului. Deci cine a intrat pe Bitcoin Cash a avut de la acest nivel, hai să zicem că numai de la 270, cum a fost anunțat la momentul respectiv. Deci o creștere de 440%. Da? Bun, și acum ce se întâmplă cu Bitcoin Cash? Deci în momentul de față, dacă este să tragem acest Fibonacci, el este exact la zona respectivă de reversal la 8,6 pe FIBO. Și este iar de luat, este aproape în zona respectivă, uite aici în stânga este acel low care ne poate da ca și indiciu. Da? Deci această zonă a fost testată de câteva ori și practic de aici a rupt. Și următoarele zone vizate sunt acestea. În prima fază o să fie această zonă ca și rezistență. Deci probabil va consolida. Și așa va merge mai departe. Deci acesta ar fi fost întregul tutorial făcut din două părți, și pe Bitcoin, și pe DIA, și pe Bitcoin Cash. Nu este foarte greu să lucrați cu Fibonacci, deci trebuie să găsiți trendul, să găsiți un impuls și o corecție pe în cadrul acelui trend și să trasați dintr-un punct minim, într-un punct maxim acel Fibonacci și să fiți atent la zonele care vi le-am arătat cu roșu. Cele mai importante zone sunt, așa cum am zis, 38,2, 61,8 și aceste două zone de reversal, 88,6 și 0,144 pe FIBO. Dacă aceste zone sunt rupte, atunci merge în următoarea zonă. Deci, practic, poți să intuiești cu ajutorul acestui Fibonacci zonele respective de take profit și de entry, deci de intrare. Ok, dacă sunt întrebări legate de Fibonacci, ne auzim pe Telegram sau vă aștept cu comentarii în secțiunea de sub videoclip. O seară frumoasă!